O nouă explozie în apropiere de Moldova trezește îngrijorare în orașul Rovno din Ucraina, situat la doar 350 de kilometri de țara noastră. A avut loc o deflagrație la uzina chimică. Potrivit presei, în urma incidentului au fost prognozate ploi acide care ar putea cădea la nordul Moldovei. Martorii incidentului au filmat un nor mare de smog portocaliu, iar particulele de oxid de azot au ajuns în aer. Cu toate acestea, meteorologii de la Chișinău dau asigurări că nu există temei pentru îngrijorare. Noi nu ne afectează, fiindcă curenții de aer, ei sunt mai mult din partea de gest, respectiv teritoriul nostru nu are cum să fie afectat de astfel de eveniment. Totodată vreau să menționez că în următoarea perioadă nici nu ne așteptam la care va precipita. Și Agenția de Mediu anunță că nu a identificat depășiri esențiale a concentrației maxime admisibile a particulelor nocive în aer în urma exploziei. Laboratorul instituției a constatat că în perioada 19-22 iulie în municipiile Chișinău și Bălți nivelul poluării atmosferei a fost redus. În același timp, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina afirmă că oxidul de azot s-a dispersat, reducând aciditatea precipitațiilor din nord-vestul țării. Totuși, localnicilor din Rovno nu le este recomandat să iasă în ploaie, iar dacă acest lucru nu poate fi evitat, atunci să se protejeze sub umbrelă.